Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Cu stadionul de Mahirachi. Noi facem toate eforturile să obținem ceea ce trebuie pentru a putea construi. S-ar putea să ne ajute... Adică bani. Adică nu, ne trebuie prima dată terenul, este al, stadionul actual este al statului, el este în proprietatea clubului nefotbalistic CS Dinamo București. Și atunci... Terenul noi, al Ministerului de Interne, nu? Exact. E dat în administrare Ministerului de Interne. Ministerul de Interne la rândul lui are un contract de utilizare, de folosință a întregului complex cu clubul sportiv. Păi, și noastră și noi suntem chiriași. Noi suntem chiriași la fiecare partidă. Doamne Lipă. Dorim, da, dorim din toată inima ca să se găsească o reglementare, să fie pus la dispoziția clubului în concesiune, sigur, nu gratuit sub nicio formă, și se vor găsi modalitățile de a construi. Pentru domnul care m-a întrebat, și mulțumesc pentru această întrebare, ar fi bine să se uite și prin cărțile mele pe care le-am scris și prin trecutul îndepărtat. Când se uite că sunt 83 de cărți, 25 durează de nu, prea mult până să... Sunt mai simplu de citit. Să rețină că în luna mai 1990, acesta a fost primul gând când am înființat cu Lucescu și cu două cluburi italiene societatea mixtă din Arom, doream să facem un club care dacă astăzi s-ar fi împlinit acel vis, Dinamo era un Real al estului Europei. S-a întâmplat că la Teleze, când a fost campionatul mondial, Dinamo a plecat cu toți jucătorii în lotul național, s-a întors fără nici unul. Responsabili sunt cei care au transferat atunci. Iar condiția noastră suspensivă pusă de partenerii italieni a fost că, unu, nu pleacă niciun jucător într-o perioadă de 3 ani, pentru că Dinamo avea un lot deosebit de bun atunci, iar Lucescu trebuia să rămână 3-4 ani cel care conducea echipa. S-au schimbat condițiile, din păcate. A venit libertatea, nu mai puteau. Dinamo a rămas atunci, rămâne și acum. Dacă sunteți amatori de curiozități, eu țin documentele, nu pentru că este o probă a mea, ci că este un vis născut mort, care nu s-a întâmplat, dar documentele există și acum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.